Salutare, migratori, și bine am revenit pe Total War Rome Remastered, invazia barbarilor. În secția de comentarii de la videoclipul anterior am primit tot felul de sugestii, de exemplu să joc cu Cartagina, cu facțiunea roșie a romanilor, sau mai bine zis casa Giuliei din campania imperială, ori pentru invazia barbarilor să joc cu hunii, vandalii, ori cu slavii. Și m-am decis să mă duc cu slavii, deoarece, cum am mai zis și videoclipul trecut, înainte nu puteai să joci cu ei și aparent de fiecare dată când dai start cu ăștia, o să te plasezi într-o poziție diferită și de asemenea ai șansă să primești unități diferite. Hai să mai pierdem vremea și dăm start! Gata, am apărut pe hartă și de curiozitate, ce religie are caracterul meu sau liderul? Tu ar trebui să fii, dar unde mă uit ca să văd religia ta? Ia asta cred să găsesc pe aici. Așa, oh, deci e creștin? Ok, dubios că e creștin, dar încet tocmai de aici și aici încă nu pătrund de creștinismul, mă refer în nordul Europei. Și dacă mă întrebați de ce e așa de important să știu ce religie are caracterul meu, ei bine, dacă ucidesc un oraș, de exemplu, care are populație păgână și eu am un general care e creștin, ei bine, acel general o să-mi scadă ordinea publică din acea regiune. Și viceversa, dacă am, de exemplu, un general care e păgân și se află într-un oraș creștin, la fel, o să provoace niște penalități pentru ordinea publică. Și acum noi avem misiunea de a ne găsi o nouă casă, deoarece, după cum se poate observa, nu controlez niciun oraș. Și dacă vă întrebați care este situația financiară a mea, ei bine, nu pierd niciun ban, deoarece când ești pe modul de hoardă, unitățile nu necesită bani ca să ai grijă de ele. Așa că noi ne vom plimba prin Europa, mai jefuim niște orașe romane, deoarece o să avem nevoie de bani și după aia o să ne stabilim undeva, cred că prin Franța sau Spania, deoarece dacă mă duc prin Italia sau Grecia, nu știu de ce, dar dintr-un motiv anume, hunii mereu iau orașul Constantinopol și chiar n-am chef de armata hună, deoarece e una mare și puternică, așa că o să jefuim doar orașele din zonele astea și după aia ne mutăm aici. O, stai că dăm de primul semn de civilizație și anume de, ce sunteți voi așa, burgunzii. Ok, n-ar fi rău alianță cu ei. De exemplu, eu aștept să le jefuiesc orașul și să fac rost de bani, numai că asta ar activa, știi, teorema aia cu bulgărele de zăpadă. Adică, cât avansez mai mult în Europa și atac orașele barbare din zonă, cu atât o să crească hoarda de migratori. Adică crește bulgărele, se face un imens și după aia când intră în Imperiul Roman, o să lase un impact foarte mare. Mai precis, pe jocul ăsta dacă ataci, exemplu, un oraș barbar, cum ar fi cel controlat de burgunzi, ei bine, ăștia pot migra. De exemplu, eu le cuceresc orașul sau îl jefuiesc doar, asta înseamnă că ăștia intră pe modul de hoardă. Adică și ăștia o să se spawneze sau să apară cu nu știu câte stacuri, cum am eu aici. Că tot ziceam de teorema aia cu bulgărele de zăpadă, ei bine, acum vandalii, care sunt un grup de popor migrator, îi atacă pe sarmați, care se află undeva prin, stai, zona asta de aici. Ei bine, după ce vandalii termină cu ei și sarmații încep să migreze, și după aia după ce încep ăștia să migreze, bineînțeles, aceștia o să atace pe goți, care se află tocmai aici, în zona carpatică. Și după aia, bineînțeles, goții încep și ei să migreze și tot așa. Și după aia să vezi ce mare cancer o să aștepte pe roman când vin o hoardă întreagă de migratori pe teritoriul lor. Stai că deja văd ceva negru pe aici. A, înseamnă că migratorii deja au ajuns prin Imperiul Roman. Așa cum așteptam, exact cum vă ziceam, deoarece sarmații au fost alungați de vandali din casa lor, sau bine zis, pământul unde treau ei. Ei bine, acum ăștia sunt nevoiți să intre în Imperiul Roman pentru a supraviețui. Hai că am dat și de o parte din horda sarmată și acum trebuie să intrăm prin Imperiul Roman. Acum nu m-ați minte unde aveau ăștia orașul, dar undeva prin zona asta sau probabil ar fi fost jefuit, deoarece aici trebuia să fie o linie roșie să-mi zică că mă aflu în granița cu Imperiul Roman, dar aparent e una gri, ceea ce înseamnă că orașul de aici, că știu că pe aici era un oraș roman, a fost jefuit de stat chiar de sarmați, banam. Acum eu știu că ăștia se află în război cu Imperiul Roman de Est, nu cu asta de vest. Le-am găsit orașul la goți, dar parcă nu vreau să-i atac, deoarece ăștia devin, cum am zis, hoardă și s-a trebuit să vină după mine până în Spania și pe aia m-a scap eu de ei. Deci pe mine îi lăsăm în pace și noi ne ducem doar în interiorul Imperiului Roman. Acum să sperăm că a mai rămas ceva din acel interior, că deja hoardele rivale au venit înaintea mea. De exemplu, uitați aici. Bă, da, stai, bă, cum de controlat de Imperiul Roman de Est? What?
În fine, nu știu ce s-a întâmplat, că tot am ajuns aici, n-ar fi rău să jefuim și orașul, deci hai să punem sediu pe romani. Face aici niște echipamente de asediu și acum ne chemăm și restul horde din acțiune. Și acum avem două opțiuni, ori putem să atacăm tura următoare, ori putem să așteptăm 7 ture până când orașul se predă. Deoarece ăștia nu o să ne atace pe noi, la ce armată avem noi aici. Presim că goții vor migra în curând, iar noi ia să cucerim acest oraș. Văd că zidurile orașului sunt afectate, deci clar a mai fost cineva înaintea noastră și a jefuit orașul ăsta. După aia a fost capturat de Imperiul Roman de Est și acum a jefuit noi din nou. Deci ar trebui să nu facem rost de foarte mulți bani din cucerirea acestui oraș. Și așa arată unitatea mea de general cu armură pe ei. Asta este infanteria mea ușoară și interesat la unitatea asta, că în primul rând are un aspect foarte germanic și doi, facțiunea slavă nu poate să o recruteze dacă deține un oraș. Asta apare doar când e pe modul de hoardă. A, da, și sunt noi de arcași și pe cai. Hai că romanii au infanterie de asta ușoară, fără pic de armură pe ei și îmi place la turnulețe astea pe care le carcă. Dacă a fost pe butonul ăsta minunat, începe strac cu săgeții amici. Făcut se poate observa aici. Hai că soldații se adună aici în turn și mi-am pus călăreții arcas să mai elimine din soldații romani. Mi se pare mie dubios că turnul roman trage fix în soldații romani. Hai că mi-a și soldații și acum hai să scoatem pe ăștia. A, da, și aparent au și infanterie grea aici cu armură. Hai că îi ținem destul de bine pe ăștia, aproape se retrag și au o grămadă de săgeți în cap. Dacă am curățat pe ăștia, după aia trebuie să avansăm în centrul orașului liniștiți. Hai că am capturat poarta principală și acum trebuie să intrăm în ăștia ca lumea. Și ăștia trebuie să fie ultimii. Acum, opriți-vă, vă rog, gata. Top! Și acum cavaleria mea trebuie să câștige duelul versus ăștia. Și bineînțeles, noi am venit aici doar să jefuim orașul, nu să și-l ocupăm. Deci doar facem asta și acum va fi controlat de rebeli. Și acum ne vom continua aventura tocmai în acest oraș. Și după aia de aici ne ducem direct în peninsula italică. Adică vom încerca să jefuim și Roma, cel mai valoros oraș din acest joc. Hai că i-am încolțit și pe ăștia. Numai că nu mai stau să mă mai bat și pentru această bătălie, deoarece uite deci tu ce avantaj imens avem. Doar dăm aici pe auto-resolve. Așa, jefuim și orașul ăsta și mergem mai departe. Am pătruns în peninsula italică și aparent romanii nu vreau soldați, deci o să avem o viață ușoară aici. Așa că o să împart trupele în felul următor. Voi duceți-vă și asediați acest oraș, faceți cât mai multe echipamente de asediu și tu ia du-te aici. Jefuim două orașe în același timp. Vești nașpa pentru romani, deoarece goții au început să migreze și aparent hunii s-au stabilit în acest oraș de aici. Ia să vedem câțiva am face din aceste orașe. Un mic auto-resolve, nu contează că am pierdut trupe. Ohoho, 17.000 de dinari. Așa, hai că ne îmbogățim bine. Și ia să vedem ce va ieși din orașul Mediolanum. Asta e Milano de astăzi, nu? Ok, hai să dăm și aici asta la sediu. Din nou, auto-resolve și... Oh, 15.000, bun. Mă aștept ca la Roma să primesc peste 20.000. Ok, romanii s-au pregătit foarte bine aici pentru apărarea Romei, dar putem să-i scoatem deoarece pot să mențin doar orașul în asediu 10 ture și între timp mai trimit niște soldați să mă jefuiască sotul Italiei. Din păcate mi-a murit liderul facțiunii, numai că o singură problemă, mai am încă 2 care se află la 50 de ani și nici unul dintre ei n-au niciun moștenitor. Deci dacă mi-au murit ăștia doi, automat mi se duce și facțiunea slavică. După ceva ture, tot stacul ăla care l-a avut Imperiul Roman în Roma s-a dus, deoarece trupele au murit de foame și acum dacă mai dăm iarăși Enter, o să ocupăm Roma fără măcar să atacăm orașul. Vedeți? Bă, mă așteptam să facem rost de mai mulți bani, dar în fine, hai că-l jefuim. Și acum la ce sumă imensă de bani avem, putem să ne stabilim în sfârșit în peninsula iberică. Nu ia bună, deoarece acum am rămas doar cu un singur membru al familiei. Ia stai că e bine, deoarece văd că am un moștenitor aici, cu numele de Clovis. Deci dacă moare el, s-ar putea ca acest copil să devină moștenitor. Hai că mi-am găsit și casa perfectă și de aici o să începem să ne extindem. Că tot asta va fi noua mea casă, deși e o bătălie extrem de ușoară după cum apare aici. Eu zic să o facem, măcar să vedem cum arată.
arată această casă. Hai că arată destul de bine. Avem aici o arenă pentru lupte. Avem și un mega templu păgân, ceea ce e bine, deoarece acum liderul meu este păgân și nu creștin. Și de asemenea văd că romanii s-au apucat și de renovat pe aici. Deja ne-am amplasat și steagurile pe poartă și acum îmi vin soldații în oraș. Generalul roman are foarte mulți soldați de categoria grea, dar dacă îi ținem aici și arcașii mei trag în ei, putem să scăpăm de ei ușor. Ah, da, plus că mai vin soldați din spate. Hai că l-am atras fix lângă turnurile noastre și acum nu cred că mai are șansă să supraviețuiască. Hai că orașul nostru, doar să-i curățăm pe ăștia și gata. Și nu vă gați în seamă ce deți acolo jos. Bun, ne-am găsit o nouă casă. Numai că mai avem câteva hoarde pe aici. Ideea că cu cât capturăm mai multe orașe, cu cât aceste divizii, soldați vor dispărea, deoarece se vor stabili în orașele cucerite. Nu prea e bine, deoarece romanii au o armată destul de mare și văd că vin spre noi. În același timp, cred că o să fac maroz de un alt oraș. Și în sfârșit avem acces la unități cu adevărat slavice. Stai că mi-a murit liderul și cumva nouul meu lider e roman. Stai, acum e barbar. Îmi scrie aici custom-il nouul meu lider. Partea nașpa este că acum trebuie să aștept până să vină un general, deoarece dacă ocup orașul cu aceste trupe, după aceea o să dispară. Și cu capturarea celui de al treilea oraș, mi s-a dus toată hoarda, acum avem numai unități standarde. Habar n-am de unde au mai apărut și ăștia, dar nu prea cred că e un semn bun că-i văd aici. De fapt, cred că îi atacau pe romanii rebeli și ăștia cred că aveau impresia că ăștia controlau orașul ăsta și după aia când ajung aici se trezesc că slavii au ajuns tocmai în peninsula iberică. Apropo, după ce treci la Tier 4, cum noi avem cultura barbarică, așa arată orașul și da, în timpul campaniei poți să vezi oricând orașul și cetățenii cum se plimbă pe aici. Dar faza amuzantă este că deși acum e un oraș barbar, totuși avem clădirile romane cu ar fi acest templu imens, făcut așa din marmură și mai avem și piața asta care din nou a rămas cu clădirile romane, locul unde ne atrinăm arcași și tot așa. Deci avem o combinație de arhitectură barbară cu cea romanică. Că tot vreau să închid aici acest videoclip, n-ar fi rost să facem asta printr-o ultimă bătălie, așa că luăm toți soldații de aici, scoatem, ne mai luăm niște mercenari, așa, și hai să ne batem cu romani. Și așa arată sulițarii mei, nu mai au acel aspect germanic, același caz și cu arcașii. Între timp am mai făcut rost de niște mercenari romani, deoarece să avem nevoie și de ăștia. Hai că vin spre noi romanii, norocul nostru că ăștia n-au arcași, deci să luăm ceva cu săgețile noastre. Dacă intră acum și cavalerii noastre, ăștia îi scoatem ușor, deoarece au moral destul de slab. Gata, deja se panichează romanii. Acum să le opresc generalul de a intra în soldații mei. Hai pe el, repede. Activăm hornul magic și acum intrăm în ăștia ca lumea. De timp, arcași, voi trageți în ăștia care vin din spate. Oh, perfect, hai că se retrage generalul lor. E mort. Și gata, asta e bătălia noastră, asta e bătălia noastră, nu mai au nicio șansă. Arcași, mai trageți în soldații mei, cine? Ăștia, tu generale, în spate, spate, spate. Și cam atâta, doar să îi fugăresc pe ăștia care se retrag și cam atâta cu această bătălie. Și asta a fost toată bătălia și victorie. Acum să mai curățăm pe ăștia care au rămas aici pe câmpul de luptă, viteză la maxim. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Următorul videoclip va fi tot cu Total War Rome Remastered. Și ca de obicei aștept sugestii în secția de comentarii. Așa că eu am fost Azurax. Salut!